salutare! Astăzi vă invităm alături de noi pe un traseu pitoresc care ne duce pe acoperișul Bucegilor. Pornim din zona hotelului Peștera, străbatem Valea Obârșiei, ajungem pe vârful Omu și continuăm o porțiune spre cabana Mălăiești. În stânga, dincolo de vale, admirăm muntele Doamnele îmbrăcat în pâlcuri de șnepeni, iar în dreapta sus, muntele Obârșia. Traseul este marcat cu bandă albastră și urcă pe anumite porțiuni mai domol, pe altele în zona pragurilor glaciare foarte abrupt. Unul dintre aceste praguri este cel din dreptul cascadei Obârșiei Alomiței, cascadă care are aproximativ 80 de metri și pe care o admirăm, chiar dacă perioada secetoasă de acum i-a diminuat debitul. Traversăm pârâul izvorul Obârșiei ce vine din dreapta, urcăm coasta puternic înclinată și ajungem la mecetul turcesc, al monument natural pe care îl lăsăm în stânga, sus pe culme ne intersectăm cu drumul care vine dinspre Babele, apoi urcăm spre vârful Omu. Vârful Omu are altitudinea de 2507 metri și este cel mai înalt punct din munții Bucegi. Ne continuăm drumul, tot pe marcajul bandă albastră, spre cabana Mălăiești. Căldările glaciare sunt minunate deoarece sunt mărginite lateral și spre amonte de abrupturi puternice.
Aici, în Buceci, deși nu sunt înfrumusețate cu lacuri precum în Retezat, Parâng sau Făgăraș, sunt deosebit de pitorești. Am urcat prin Valea Obârșia și acum avem sub noi Căldarea Mălăiești. Planul să ne întâlnim cu cineva anume care urcă din Râșnov și să schimbăm cheile de la mașini nu s-a concretizat, așa că ne întoarcem la vârful Omu. Ghinion sau nu, abaterea ne-a costat aproape 400 de metri diferență de nivel, atât în jos cât și în sus, dar am câștigat peisaje minunate! Pe vârful Omu acum era foarte multă lume. Mai facem câteva fotografii și privim depărtările jos, stațiunile de pe Valea Prahovei, vârful Coștila în față și poteca spre Babele, care acum este plină de oameni dornici să se întâlnească cu suveranul munților Buceci. Vârful Bucura-Dumbrava este localizat la mică distanță de vârful Omu, are altitudinea de 2503 metri și este al doilea ca înălțime din Buceci. Întoarcem în zona hotelului Peștera, trecând din nou pe lângă mecetul turcesc, cascada Obârșia Ialomiței, praguri glaciare, văi și bolovani. Nu este ușor nici la vale, unii merg încet, alții în fugă. Traseul străbătut a avut o diferență de nivel de aproximativ 1300 de metri, din care 900 de la plecare până pe vârful Omu și a durat aproximativ 8 ore.